Astăzi, în ședința de dialog social de la Prefectura Mehedinți, transportatorii nu au mai rezistat și și-au spus problema, care în fund este o problemă a comunității mehedințene. Transportatorii, grupați în societate și asociații, doresc să construiască o autogară a tuturor transportatorilor în condițiile în care vechea autogară, funcțională de altfel, percepe tarife exagerat de mari și condiții deloc civilizate. Astfel, transportatorii au identificat teren, un teren privat, cu toate utilitățile care se prestează la a fi loc de autogară, cu deschidere, asfalt, lumină și tot ceea ce trebuie. În ședința de Consiliu Județean s-a dat acest acord, doar că la primăria Turnu Severin de 3 ani de zile se bate apa în Pio sau se bate apa în Epolete. Mai mare pentru a putea să se înființeze această autogară. Și am acordul celor din Franța în care dacă există o suprafață care este... Mai puțin. Astăzi nu aveți. Ba da, l-avem înscris și contra... Nu, pa ca avocat. Să nu cumva să se confundați. Nu, domnul președinte. Are acordul eventual asociat. 1. 2. Această problemă pe care dumneavoastră ați spus-o este probabil o necesitate și sunt de acord. Și sunt de acord cu ea. Dar în momentul în care Eu am acordul celor de la ambele părți. Lăsați-mă să vorbesc. Dar nu să ducem în eroare că n-am acordul. Păi nu aveți dumneavoastră. Dumneavoastră aveți acordul unei asociații. Este o diferență. Dumneavoastră nu reprezentați ca persoană fizică. Este un contract semnat, nu e acord. Este un contract semnat între două persoane juridice. Păi uitați, asociația rutieră, SECE, Drobeta, nu știu ce. Și eu sunt avocatul care a fost desemnat. Bun, aia e altă poveste. Nu de pe ambele părți. Dar am contract avocația cu fiecare parte. Bun, continuăm? Continuăm. Bun, deci vă rog. Eu v-am făcut dovada că dumneavoastră aveți în față contractul încheiat cu francezii și cu asociația transportatorilor. Așa, nu cu dumneavoastră. Ai altă poveste. Bun. Haideți să vorbim. Acum să revenim. Bun. Reprezint interesele dumneavoastră. Bun. Și pentru acest lucru s-a depus documentația la primărie. Avem, adică, este un puz aprobat în care se prevede că pentru alte servicii se poate construi această autogară. Există puzul la nivelul municipiului. De 3 ori a fost depusă documentația și ni s-a respins. Nemotivat, să știți. Auziți, haideți că eu această problemă o cunosc foarte bine. Această problemă este la municipiul Drobeta Turnu Severin. Punctul dumneavoastră de vedere pe care l-ați expus aici, îl vom prezenta în continuare consilierilor municipali, pentru că până la urmă acolo veți primi avizele necesare. Dacă permiteți. Punctul de vedere al prefecturii l-am cunoscut pentru că l-am discutat în instanță. Da, bineînțeles. Deci avem dosarul vreau 10.800 pe 101 pe 2013 în care instituția prefectului s-a opus. Iar Consiliul Județean Mehedinți a fost de acord. Hotărârea este dată, avem aprobare, așa cum prevede legiuitorul, ca Consiliul de Calitate Locală să acordă pentru ființarea autogării. Și nici de cum primăria municipiului. Confundăm entitățile locale. În lege spune foarte clar. Iar noi avem această hotărâre care nu este respectată și nu a fost dusă la îndeplinire. Și noi considerăm că pe calea amiabilă putem să facem acest lucru. De moment ce avem o hotărâre a Consiliului Local, considerăm că este un abuz din fața organelor care nu emită autorizarea necesară, fiind această hotărâre a Consiliului Județean. Nu este respectată, pur și simplu. Și putem să facem o plângere penală, dacă este cazul, la organele abilitate pentru abuz de serviciu, pentru nerespectarea hotărârii Consiliului Județean. Da. Transportatorii nu mai suportă amânările fără motiv ale primăriei severinene, mai ales că au bani, au terenul și doresc să se apuce de construcție, în ideea în care o autocară nouă, cu tarife omenești și prețurile la bilete sunt mai mici. Prin urmare, pirateria din transportul de persoane ar fi limitată și în același timp ar crește și gradul de siguranță al pasagerilor. Dacă sunt desemnat de dumneavoastră, cum adică dumneavoastră puteți să interziceți într-o ședință a dialogului social avocatului asociației să vorbească? Dar aici nu suntem la jurnal. Dar e jenant. Ba da, se filmează și dumneavoastră spuneți că vă interviu. E posibil așa dar ceva? Nu mai... Dar nu dumneavoastră, l-am luat și nu am terminat. Am dreptul și sunt reprezentat doar asociației transportatorului și trebuie să vorbesc în numele dumneavoastră. Dacă nu s-a vorbit până acum, înseamnă că nu au dreptate? Oare chiar trebuie dumneavoastră să interziceți lucrul ăsta? Stați-mă că avem un altceva de... Dar ne trebuie pe ordinea de zi, raportat de pe această piraterie. Este unul din elemente pentru cei care fac pirateria, nu au cheltuielile necesare. Nu plătesc licențele de transport, nu plătesc taxe,
nu plătesc impozite, nu aduc venitul la bugetul statului. Domnul avocat, am adus reprezentanții instituțiilor statului să discutăm problema și să o rezolvăm. Dacă dumneavoastră considerați că dumneavoastră puteți să vorbiți, n-am văzut decât. Dar de-abia am început. Păi... de-abia am început, stați puțin, crezi că scăpați așa de ușor? Domnul prefect, păi cum? Chiar crezi să nu se cunosc elementele pirateriei? Avem dovezi clare, filmări făcute de către toți transportatorii în care se știe de către Ministerul Interne și organele abilitate că fac această piraterie la nemi. Se cunosc transportatorii, se cunosc cei care fac acest lucru, dar nu se vrea să se ia măsuri. După contre și vorbe și responsabilități pasate de la o instituție la alta, nimeni de fapt nu vrea să spună. Combinația autogării și caracatița prin care tentaculele cealtuiesc când trebuie și cu ce trebuie funcționari. Majoritatea firmelor de transport care au avut una, două, trei mașini au renunțat de-a lungul timpului. Deci efectiv nu se mai poate să se mai aducă un venit firmei care să poată fi să acopere cheltuielile reprezentând dintr-un singur microbus sau un singur traseu. 2008 a fost cel mai mare declin al firmelor de transport, adică un 40% au început să renunțe. Marea majoritate erau șoferii vechi de care plecaseră de la IRTA, își cumpăraseră mașinile lor, ușor, ușor toți au renunțat. Nimeni aproape că nu mai are un singur traseu, o singură mașină. Pentru o firmă care are un singur traseu și o singură mașină, vă spun, dumnealor de la ARR știu, trebuie să ai cel puțin 6 angajați. 6 angajați cu carte de muncă, dacă mă înțelegeți. În urma situației acesteia, sunt, cred că, trasee la periferia județului care nu mai au acoperire. Au mai rămas câteva trasee care efectiv fluctuează pe mai multe localități, trasee mai lungi, care acoperă totuși o mare parte. Încă o problemă mai delicată, prin legea asta 92, cu primăriile și primarii din județ, au început să facă presiuni și să facă aranjamente, să dea avize pentru niște trasee care să se suprapună, să modifice cu avizul primăriei ore, capete de linie și așa mai departe. Venind aici la Consiliul Județean aceste adrese, se suprapun cu ce este în realitate și creează un haos. Suntem de vreo 3 ani de zile cu o situație delicată că au apărut trasee județene peste cele interjudețene.